Uite cât de bine arată. Cutia are luciu, are UV. Asta e o lampă UV, asta e o cutie care reacționează la lampa UV. Așa arată cutia, asta e partea din față și are un feeling super smooth. Deci, ah, ce bine se simte! În cutie vei găsi două pachete de cărți care sunt amândouă sensibile la lumină UV și această cutie care e, desigur, această lampă pe care eu ți-o arăt. Hai să deschidem unul din pachete. Ai de cap, meu! Nice! Very nice! Ele sunt ediție limitată. Le deschidem de aici. Și cutia în sine este tot așa super soft la atingere. Nu știu dacă e ceva obligatoriu pentru cărți sau nu. Strob. Aici nu avem nimica. Și hai să vedem cărțile. Nice. Spate. Ce bine arată. Uite, aici avem și umbră un pic. Lateralele. Față. Fără. What? Stai! Ce tare! Blank. Boom. Asta. Predicție. Ce tare! N-am știut asta. Ok. Trebuie să trecem prin toate că... Băi, nu cred! Nu cred! Genial! Mind blown! Deci avem setul ăsta de ceva timp, dar nu am văzut... ce tare! Aici în colț și aici sus avem detalii. Nu am văzut astfel de detalii la el. Deci mi se pare absolut genial! Cărțile royale se văd doar sub lumină UV. Îmi place că nu sunt două pipsuri, e un singur pip, indiferent de număr. Mi se pare foarte interesantă și utilă treaba asta. Alte cărți royale. Și ia uite-te aici la as. Vezi aici? Scrie Chris Cards pe asul de inimă neagră. Foarte interesant că nu a început, n-a fost prima carte as de inimă neagră. Dar asul are foarte multe elemente. Uite, aici jos în colț. Și uite-te aici, Made with Magic, bagheta, are punctulețe. Superb! Stai că și aici avem ceva în fundal. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar apare un design în fundal. Chiar trebuie să te uiți la cărți, pentru că au fiecare câte un detaliu extra pe care nu îl vezi. Uite-te și în jurul pipsului, o să vezi că are o ramă încă în roșu. Foarte tare! Dar spatele, e genial. Spatele e un spectacol adevărat, adică, what? Fanuri? Crazy! Cărțile se mișcă altfel față de cele normale, e clar altă hârtie. Mi se pare că sunt un picuț mai groase, dar finish-ul este foarte asemănător cu tot ce creează Cartamundi. Ce tare-i detaliul ăsta! Cărțile roșii au aici... Nu, ai one way practic, deci astea se pot aranja toate în același fel dacă îți dorești. Și atunci toate le ai în același fel. Ce tare și ce ușor! Super, dar uite aici, este identice. Ești foarte interesant feeling-ul ăsta ce ți-l dă. Par ireale cărțile, par scoase dintr-un joc video. Cărțile astea sunt geniale, îmi plac maxim. Arată bine, se mișcă bine. Sunt super bucuros că am reușit să le fac review. Și dacă ți-a plăcut și ție acest review, lasă-mi un comentariu cu ce alte pachete să mai intre în review-ul următor. Și o să încerc să fac o postare sau un clip cu ele. Până atunci nu uita să te abonezi, să dai un follow, să dai un share sau tot ce mai trebuie. Mai zic ceva? Bye!